Poliția Capitalei s-a confruntat cu un caz de un grad ridicat de gravitate. Vorbim de două infracțiuni, lipsire de libertate în mod ilegal în concurs cu șantaj, respectiv prinderea în flagrant ieri 13 februarie a doi bărbați în vârstă de 24, respectiv 37 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal pentru infracțiune de lipsire de libertate și șantaj. În fapt, cu o zi în urmă, în data de 12 februarie 2024, polițiștii din cadrul serviciului dispecerat al Poliției Capitalei au fost sesizați prin 112 de către un bărbat cetățean străin cu privire la o posibilă faptă de răpire a unei persoane. Astfel, în urma audierilor efectuate la sediul secției 24 Poliție, apelantul a declarat că la data menționată o rudă a unui tânăr de cetățenie străină aflat în România i-a solicitat acestuia să anunțe autoritățile române că nepotul lui, despre care cunoștea că s-ar afla la muncă pe teritoriul țării noastre, ar fi fost răpit, iar în schimbul eliberării s-ar fi cerut suma de 10.000 de euro. În cauză a fost audiat unchiul bărbatului, care l-a sunat pe apelant în sistem videoconferință, acesta aflându-se într-un alt stat din Europa, declarând că a fost apelat de către nepot, iar într-o încăpere se aflau doi bărbați mascați, purtând cagule, care îl agresau fizic și solicitau suma de 10.000 de euro dacă pentru eliberare, în schimbul acestea amenințându-l că îl vor ucide. Acesta a precizat că nu deține date cu privire la locul unde se află, locul unde muncește sau alte persoane care să aibă cunoștință despre el. În continuarea activităților procedurale efectuate de către polițiști, s-a stabilit că persoana vătămată se afla pe raza județului Brașov, fiind constituite mai multe echipe care s-au deplasat către această zonă. S-a ținut legătura cu unchiul victimei aflat în străinătate, fiind sunat în continuare de bănuiți pentru a se plăti răscumpărarea solicitată. Din activitățile investigativ-operative și aici cu sprijinul Direcției Operațiunii Speciale, s-a stabilit că bănuiții se deplasează în județul Brașov, iar în jurul orei 16:50 mașina acestora a fost interceptată și oprită în trafic. Polițiștii au imobilizat și legitimat persoanele aflate în interior, iar cu ocazia cercetării au fost identificați doi cetățeni străini, șoferul și un bărbat de 37 de ani și ocupantul din dreapta, un bărbat de 24 de ani, ambii fiind bănuiți de comiterea faptei. Pe bancheta din spate se aflau alți doi bărbați, respectiv un cetățean de 28 de ani și un alt bărbat de cetățenie străină, ambii fiind victime ale infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal și șantaj. S-a stabilit locația unde acestea au fost lipsite de libertate, respectiv un apartament din județul Brașov. În urma cercetărilor criminalistice, atât a autoturismului cât și a locuinței, au fost ridicate mai multe obiecte care interesează cauza, respectiv un revolver, mai multe documente de identitate, precum și un pliculeț cu substanțe ce considerăm avea efect psihoactiv. De asemenea, mai multe telefoane mobile, sume de bani. Din cercetări s-a stabilit că în dimineața zilei de 13 februarie, o a treia persoană lipsită de libertate, de o altă cetățenie, ar fi escaladat geamul balconului reușind să fugă. Toate persoanele au fost conduse la audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză față de cei doi bărbați, șoferul și ocupatul din dreapta, urmează a fi dispuse măsurile legale ce se impun. Cercetările sunt continuate la acest moment de către polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Sectorului 5, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sectorului 5. Eu vreau să vă mulțumesc și consider că a fost un caz școală, un caz ca la carte, unde în mai puțin de 24 de ore, prin eforturile colegilor mei, considerăm că am ajuns la rezultatul pe care ne l-am dorit, acela de a depista, a salva în primul rând victimele și a depista autorii.